Bine v-am găsit! Astăzi am să fac un aperitiv foarte bun din ouă fierte. Am 3 ouă fierte, un avocado tăiat cu bulețe, o ceapă tăiată în 2 și apoi în 6 fiecare pe care o voi pune la mărunțit. Încă un avocado din care am făcut o pastă de avocado. Am un video separat pentru această pastă. Aici se pune un avocado, 25 de ml de lapte, 50 de ml de ulei. Se mixează și se adaugă sare, piper, lămâie. Lămâie, cam de la o jumătate de lămâie e suficient. Cașcaval răzuit 100 de grame, măsline, sare, piper și pentru ornat am și boabe de rodie. Acum am să răzuiesc prima dată ouăle. Am 3 ouă fierte. Le dau pe răzătoarea mare. E un aperitiv care merge foarte rapid și este gustos, sănătos. În loc de această pastă de avocado, puteți folosi și o maioneză vegetală. De obicei eu folosesc vegetală mai mult făcută în casă. Deci am răsuit ouăle. Acum voi pune ceapa să o mărunțesc. Folosesc acest dispozitiv manual. Merge foarte repede. Ceapa se poate face foarte măruntă sau puțin mai mare, cum vă place. Deci vedeți ce măruntă aici, se face foarte rapid, nici nu trebuie să plângem lângă ea. Așa, acum punem avocado tăiat cu bulețe. Pasta de avocado în loc de maioneză. Deci v-am zis, se poate și maioneză vegetală dacă vreți. Le amestec puțin. Adaug și cașcavalul.
pun puțină sare. Piper. Deci acestea le puneți după gust. Le pun pe o farfurie. Îi dăm o formă mai regulată. Așa și acum vom pune măsline. Eu pun peste acest aperitiv și bobițe de rodie. Arată și foarte bine, dar e o combinație foarte gustoasă. Vă doresc poftă bună. Deci acesta este aperitivul.